Incendiu puternic în municipiul Focșani, ieșirea spre Odobești. 100 de tone de produse și preparate din carne au fost făcute scrum luni dimineață după ce o hală a fost cuprinsă de flăcări. Pompierii militari au fost alertați în jurul orei 3 și 40 de minute despre izbucnirea unui incendiu la o hală de depozitare produse și preparate din carne, situată la ieșirea din municipiul Focșani spre Odobești. La locul evenimentului s-au deplasat de urgență patru auto speciale de stingere cu apă și spumă, o ambulanță smurd, o auto specială de intervenție și salvare de la înălțime și o auto specială de primă intervenție și comandă din cadrul detașamentului de pompieri Focșani. În sprijinul pompierilor militari a acționat și SVSU Odobești cu o auto specială de stingere cu apă și spumă. La momentul sosirii forțelor de intervenție la fața locului, incendiul se manifesta generalizat cu degajări mari de fum pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, cuprinzând întreaga clădire. Ulterior, la locul evenimentului s-a deplasat și un buldo excavator. Incendiul a prezentat un risc ridicat de pericol, asta din cauza faptului că lângă hala cuprinsă de flăcări se afla un rezervor cu GPL care alimenta instalațiile tehnologice, iar în imediata vecinătate se aflau alte două hale și o clădire de birouri, incendiul în urma căruia au ars o hală construită din panouri termoizolante în suprafață de 400 de metri pătrați, 100 de tone de carne, un motostivuitor și un utilaj electric pentru manipularea paleților a fost lichidat după aproximativ 4 ore. Din cercetările efectuate, cauza probabilă care a generat evenimentul a fost efectul termic al curentului electric la un tablou de măsură și control lăsat sub tensiune nesupravegheat. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.